Aș dori ca pentru tot ce a fost până acum și pentru ceea ce urmează de acum încolo, a Împăratului Veșnicilor, a Nemuritorului, Nevăzutului și Singurului Dumnezeu, să fie toată slava și toată cinstea. Amin. Amin. Așa cum stăm ridicați, vreau să ascultăm din Cartea Sfântă, din Evanghelia după Luca, capitolul 9, doar două versete, versetul 28 și versetul 29, pagina Sfânta Scriptură 1000. Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 28 și 29. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă, strălucitoare. Amin, vă rog să vă reașezați. Frați și surori, am venit și în dimineața aceasta cu drag să ne închinăm înaintea Domnului. Cred că în mijlocul nostru este prezent Domnul Iisus Hristos și unde El prezent este și puterea Lui prezentă cu El. Știți ca ce să facă? Ca să vindece. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când El a mers pe pământ, pe ulițe, întâlnea bolnavi. Și ceea ce am văzut interesant la Domnul Iisus și m-a uimit, mi-a plăcut de Domnul Iisus și aș vrea să fiu și eu ca El, așa cum se cânta, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul nu mergea și punea mâinile așa, îi aduna pe toți și punea mâinile și zicea, fiți vindecați. Îi lua pe fiecare pe rând, până asfințea soarele, stătea și se preocupa de fiecare în parte. Pentru că noi cu toții avem un Dumnezeu căruia îi pasă de fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie numele Lui. În dimineața aceasta aș vrea să vă spun că Dumnezeu e preocupat de fiecare închinător de aici. Odată o femeie avea frământările ei, nu era o femeie bine văzută în cetate. Nu era apreciată de cei din jurul ei și de vecinii ei și pentru că nu era apreciată și văzută bine, trebuia să meargă să aducă apă pentru cele trebuincioase în familie, nu dimineața sau seara în răcoare, când mergeau celelalte femei, ci femeia aceasta trebuia să meargă pe la ora 12, când era zăpușeala cea mai mare, trebuia să meargă să aducă apă. Ei, femeia aceasta avea o preocupare cu privire la închinare. Era doritoare să știe care sunt închinătorii adevărați, unde e locul unde trebuie să te închini. O femeie preocupată de închinare. Și m-am uitat, Domnul Iisus, când un om este interesat de închinare, Domnul își face timp să stea de vorbă cu el. Amin. Cred că în această dimineață, cu toți câți am venit aici, suntem preocupați de închinare, nu-i așa? N-am venit doar să ascultăm cântări, n-am venit doar să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci am venit să ne închinăm. Ei, dragii mei, vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre închinarea care îți schimbă fața. Cu toții suntem închinători aici, pentru că sunt convins, cu toții credem în Dumnezeu. Și într-un fel sau altul Dumnezeu ni s-a revelat, Dumnezeu ni s-a descoperit. Și am înțeles că noi ca oameni suntem creați de Dumnezeu după chipul și asemănarea Lui cu un scop. Dumnezeu a creat toată oștirea cerurilor. Dumnezeu a creat tot universul acesta. Dumnezeu a creat toate lucrurile și la urmă l-a creat pe om cu un scop. Ca toată creațiunea să se întoarcă spre Creatorul ei și să-i aducă închinare. Noi de asta am fost creați. Fiecare dintre noi am fost creați de Dumnezeu să devenim niște închinători. Și în dimineața aceasta aș vrea să vedem fiecare dintre noi să ne cercetăm în lumina Sfintelor Scripturi și prin Duhul Sfânt Dumnezeu să ne cerceteze și fiecare dintre noi să vedem suntem niște închinători adevărați după voia lui Dumnezeu? Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi trei categorii de închinători. Găsim pe paginile Sfintelor Scripturi încă de la început, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și Adam și Eva au căzut în păcat, nu l-au ascultat pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a scos afară din grădina Edenului și Dumnezeu a început să înmulțească rasa umană. Și s-au născut lui Adam și Eva doi copii de parte bărbătească, pe unul îl chema Cain și pe unul îl chema Abel. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că amândoi
au venit înaintea lui Jehova, înaintea Creatorului, să se închine. Fiecare dintre ei a venit ca să aducă o jertfă. Ei, în momentul acela când acești doi oameni, acești doi frați, s-au suit împreună să se închine înaintea lui Dumnezeu, în momentul acela a început pe pământul acesta două tipuri de închinare. O închinare care aparține lui Cain și o închinare care aparține lui Abel. Și uitați-vă ce zice Sfânta Scriptură în Geneza, capitolul 4, versetul 6 și 7. După ce Cain și Abel aduc jertfă înaintea Domnului, spune cuvântul în Sfânta Scriptură, în versetele acestea, Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât față? Iată un închinător care vine să se închine și pleacă de la închinare cu fața cum? Cum? Posomorâtă. Alții vin la închinare și spune cuvântul lui Dumnezeu că Abel în ziua aceea s-a ridicat de la închinare cu fața veselă. Știți de ce? Că Dumnezeu, zice Evanghelia cu două versete înainte, a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Și modul în care Dumnezeu răspundea atunci când îi plăcea o jertfă, Dumnezeu ne spune cartea Levitic, capitolul 9, că Dumnezeu din cer cobora foc. Facă Dumnezeu în dimineața asta peste fiecare jertfă să coboare focul Lui. Amin? Ei, s-ar putea să vii la închinare și în dimineața asta să fii din categoria celor care pleacă cu fața posomorât. Sau s-ar putea să vii la închinare și să fii din categoria celor care pleacă cu fața luminoasă, cu fața radiată, celor care li se schimbă fața și devine strălucitoare. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim din categoria a doua. Dar, dragii mei, pentru că există și închinători din categoria lui Cain, aș vrea în această dimineață să vă spun câte ceva despre Cain. Aș vrea să delimităm puțin portretul închinătorului care se închină pe calea lui Cain. Știți că există în Iuda, în epistola lui Iuda, un verset, versetul 11, în care vorbește despre niște oameni care știți pe ce cale au apucat-o? Pe calea lui Cain. Ăștia vin la închinare, ăștia participă la slujbe divine, ăștia se închină împreună cu ceilalți închinători. Dar zice Evanghelia că ei sunt pe o cale deosebită, pe calea lui Cain. Și aș vrea să vă spun câteva despre Cain, câteva lucruri despre Cain în această dimineață și fiecare dintre noi, dragii mei, să ne verificăm în ce categorie de închinători ne încadrăm și Dumnezeu să ne vorbească. Și de ne va vorbi Dumnezeu într-un fel cum nu ne place, să alegem să ne schimbăm viața. Doamne, ajută-ne! L-am numit pe Cain cu o expresie simplă și anume, Cain este omul care întotdeauna privește spre jertfele celorlalți. Cain este închinătorul care privește la jertfa celuilalt. El vine să se închine. Cain a mers cu Abel împreună să se închine împreună. Au mers deodată să se închine, s-au urcat deodată să se închine la Dumnezeu. Dar spune Sfânta Scriptură că atunci când s-a închinat Cain cu Abel, în el s-au petrecut câteva lucruri. S-a uitat Cain spre jertfa lui Abel și când a văzut că jertfa lui Abel este primită, în momentul următor, în inima lui s-a născut un sentiment care de multe ori îi încearcă și pe credincioși. Știți ce sentiment s-a născut? Gelozia. S-a născut gelozia și a zis, ăsta, de ce e așa? Cum să fie mai bun ca mine? După ce s-a născut gelozia, următorul sentiment care a venit peste Cain și l-a copleșit, a fost invidia. Și vreau să vă spun că după ce s-a făcut loc gelozia și invidia în inima lui Cain, în următorul moment Dumnezeu a intervenit și a spus, Cain, ai grijă că tu te îndrepți înspre o pantă foarte periculoasă. Și atenție, Cain, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu ce să faci? Să-l stăpânești. Săracul Cain în ziua aceea, cuprins de gelozie, cuprins de invidie, a trecut la următorul păcat foarte grav. Și știți care a fost următorul păcat? Crima. Pentru că, dragii mei,
prima crimă din istoria umanității s-a bazat pe închinare. Pe Domnul Iisus Hristos l-au răstignit tot datorită credinței Lui, tot datorită închinării Lui. Și vreau să vă spun, și la ora actuală sunt frați și surori de ale noastre care suferă și sunt uciși tot din pricina închinării. Prima crimă din istoria umanității a avut la bază închinarea. Pentru că omul acesta Cain, închinătorul de tip Cain, e omul care privește întotdeauna spre jertfa celuilalt. Acum, aș vrea să lăsăm această întâmplare undeva în ascunzișul istoriei și să venim la o întâmplare din timpul Domnului Iisus. Spune Sfânta Scriptură că s-au suit într-o zi la templu doi oameni să se roage. Și din nou găsim în acești doi oameni portretizați pe închinătorul de pe calea lui Cain și pe închinătorul de pe calea lui Abel. Și zice Sfânta Scriptură că s-au suit la templu să se închine doi oameni, unul era vameș și celălalt era fariseu. Și începe să se roage și să se închine fariseul și când se închină fariseul, privirea lui era spre celălalt. Spre celălalt. Și zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți, hrăpăreți, prea curvari, ucigași, lacomi, sau chiar ca vameșul acesta. Recunoașteți în fariseul care se suie la templu pe închinătorul de pe calea lui Cain, omul care privește spre jertfa celorlalți? Acum venim în timpurile noastre, dragii mei. Și aș vrea în dimineața aceasta să te întreb sincer și să-ți faci o analiză mult, mult profundă a vieții tale. Tu de care închinător ești? Ești un închinător care atunci când vii la casa lui Dumnezeu, singurul lucru care te preocupă e să intri în prezența lui Dumnezeu, să simți prezența Lui, puterea Lui și binecuvântarea Lui și să-L slăvești pe Dumnezeu din toată inima? Este lucrul acesta? Sau când ești în casa lui Dumnezeu, privirea ta este când în dreapta, când în stânga, cum s-a îmbrăcat cu tare, cum se roagă cu tare, dar uite cum a cântat cu tare, dar uite ce a făcut cu tare. Și în locul acesta s-ar putea ca în loc să fii un închinător care să-i place lui Dumnezeu să te închini în duc și adevăr, să fii din cealaltă categorie. Dumnezeu să ne păzească. Dragii mei, aș vrea să vă spun despre farisei că oamenii aceștia erau oamenii care în vremea aceea se considerau cei mai neprihăniți oameni. Standardul lor sau insigna casei lor, emblema casei lor era separat și diferit de ceilalți. Oameni care trăiau o neprihănire a lor, o neprihănire legalistă, preocupați din cap și până în picioare de modul cum arată, preocupați maxim de înfățișare și de trai și de zeciuială și de sfințire. Și ceea ce mi se pare foarte straniu, la oamenii aceștia le vine Domnul Iisus înainte și le zice, vai de voi. Nu vi se pare ciudat? La o categorie de oameni din poporul lui Dumnezeu, poporul Israel, care au vrut să fie separați și diferiți de ceilalți, să respecte ceea ce legea lui Moise spunea, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel care era cuvântul lui Dumnezeu, a venit și le-a spus, vai de voi. Oare de ce? Oare nu țineau bine legea oamenii? Oare nu făceau corect ceea ce scria în lege? Spune cuvântul lui Dumnezeu că făceau? Atât erau de preocupați că atunci când dădeau zeciuiala, se duceau la strat și dacă avea pe un strat ceapă, dacă avea pe un strat mărar, pe un strat avea chimen sau mai știu ce altă plantă, mergea și număra firele. Și spunea, dacă am 100 de fire, 10 pentru Domnul. Aici câte fire de mărar am? 200, 20 pentru Domnul. Foarte atenți! Și totuși vine Domnul Iisus la oamenii ăștia și le zice, vai de voi, n-aveți nicio șansă să intrați în Împărăția lui Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat de ce? Dragii mei, Cain este omul religios, ascultați-mă, dar firesc. Este omul care are o religie, dar n-are o credință reală. Este omul care are o formă de evlavie, dar nu are putere în acea formă. Ce-i trist în zilele noastre, s-a ajuns atât de departe, că dacă altădată vameșul și fariseul se mai suiau împreună la templu, în zilele noastre fariseul nu mai vrea să stea cu vameșul în templu.
Fariseul nu mai vrea să stea cu vameșul la cina Domnului. Fariseul nu mai vrea să stea cu vameșul în aceeași încăpere și să se închine Domnului. Și, dragii mei, vreau să vă întreb în această dimineață, oare este un lucru corect? Aș vrea să ne ducem la o întâmplare pe care Domnul Iisus Hristos a experimentat-o undeva în Betania, în casa lui Simon Leprosul, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că un fariseu a chemat, a rugat pe Domnul Iisus să vină la el în casă și i-a dat o masă. Pe când era Domnul Iisus Hristos în casa acestui fariseu, în casa lui Simon, zice Evanghelia că în timp ce oamenii aceștia mâncau, a intrat în casa aceea o femeie păcătoasă. Cea mai păcătoasă femeie din cetate a intrat, a venit pe dinapoi, avea în brațele ei un vas de alabastru cu mir frumos mirositor. Când a ajuns în prezența Domnului Iisus, a spart vasul acela cu alabastru. A umplut toată casa de miros, a așezat în spatele Domnului Iisus Hristos, cum stăteau evreii culcați așa pe o parte, ei nu aveau mese și scaune cum cinăm noi, cum luăm noi masa, ci undeva își făceau așa un rotund, se așezau așa pe o parte și picioarele le trăgeau așa cumva sub ei. Femeia aceea s-a apropiat pe dinapoi, a început să plângă, i-a spălat cu lacrimile ei picioarele Domnului Iisus, le-a șters cu părul capului ei și stătea acolo și plângea lângă Domnul. Și în momentul în care s-a petrecut scena aceasta, acolo au început să se declanșeze reacțiile închinătorilor. Prima dată Simon, fariseul, s-a uitat la Domnul Iisus și zice, dacă omul ăsta ar fi cu adevărat un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie e asta. A zice el, nu-i ce am crezut eu, gata cu el. Următorii au fost ucenici. Zice cuvântul lui Dumnezeu, dacă veți citi în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, zice că ucenicilor le-a fost necaz. Toți 12 au început să se uite și au zis, Domnule, extraordinar. Păi noi am venit aici să avem părtășie, noi am venit aici să avem o întâlnire cu Hristos, să stăm în prezența Lui și ia uite-te ce ne face femeia aceasta. Atâta de mult le-a fost necaz că zice Sfânta Scriptură că în Iuda s-au născut imediat calculele și au început să calculeze cât a costat vasul ăsta cu nard. O, a costat 300 de lei, 300 de lei, se putea face așa, se puteau da săracilor și au făcut calculele. Atât de dezamăgit a fost în ziua aceea că citiți și veți vedea că zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul următor Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă, s-a înțeles cu ei și știi ce a făcut? L-a vândut pe Domnul Iisus. Fariseul a reacționat într-un fel, ucenicii au reacționat într-un fel, Iuda a reacționat într-un fel și acum uitați-vă cum reacționează Domnul Iisus. Diferit total de reacțiile celorlalți oameni. Și aș vrea să vă fac o provocare în această dimineață, dacă ați fi fost în încăpere în ziua aceea, în care categorie ați fi fost? Frații mei, se întâmplă câteodată în viață, ca și în cazul ucenicilor, ca și în cazul lui Simon, ca și în cazul lui Iuda, că Hristos, prin modul lui de a acționa, nu corespunde convingerilor noastre. Și atunci suntem în fața unei mari provocări. Ce facem? Ne schimbăm convingerile sau îl schimbăm pe Hristos? Din păcate și trist, e că mulți oameni, în loc să schimbe convingerile, rămân cu convingerile lor greșite și îl schimbă pe Hristos. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Domnul Iisus Hristos se oprește, se uită spre femeia aceea, se uită spre ucenici și zice, de ce faceți necaz, femei? Le dă peste cap toată părerea lor despre Domnul Iisus. Le perturbă toată înțelegerea lor cu privire la învățătorul și zice, de ce faceți necaz, femeii? Auziți ce zice Domnul? Ea a făcut pentru mine un lucru frumos. Cum, Doamne, a făcut un lucru frumos? Păi noi o considerăm cea mai ticăloasă femeie. Păi noi, după părerea noastră, asta nici n-are ce căuta aici, că asta ne spurcă, asta ne întinează și tu vii și ne spui nouă. Că ea a făcut un lucru frumos și zice, Domnul, vă mai spun ceva, atenție, adevărat vă spun, că oriunde va fi propovăduită Evanghelia asta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia asta pentru mine. I-a dărâmat în ziua aceea.
Apoi Domnul se uită spre Simon și zice: Simone, tu să nu crezi că eu nu știu ce gândești tu. Dar vreau să spun ceva, Simone, dragul meu. Vreau să spun o pildă și tu singur prin pilda asta te voi pune în fața oglinzei. Și zice, un cămătar avea doi datornici. Unul datora 500 de lei și unul datora 50 de lei. Ăștia amândoi săraci n-aveau cu ce plăti. Și a zis cămătarul, fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Și acum, Simone, vreau să te întreb, zice Domnul Iisus, care socotești că din ăștia doi îl va iubi mai mult pe ăla care i-a iertat? Și Simon zice, acum, normal, ăsta care i-a iertat mai mult, îl iubește mai mult. Și Domnul zice, drept ai socotit. Vezi tu pe femeia aceasta? Simone, am intrat în casă la tine și tu nu mi-ai dat apă să mă spăl. Tu nu mi-ai spălat picioarele. Tu capul nu mi l-ai unscut de lemn. Tu trebuia să faci ceva după lege. Și nici măcar asta n-ai făcut. Dar uite-te la femeia asta. De când am intrat, mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei. Asta înseamnă ceva, Simon, pentru mine. Uite-te la ea, mi-a șters picioarele cu părul capului. Și vreau să spun ceva, Simone. Adevărat îți spun ție și tuturor, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Știi de ce, Simone? Căci a iubit mult, mărit să fie Domnul. Dar, Simone, vreau să spun ceva. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Știi ce a făcut Dumnezeu în ziua aceea? Prin Domnul Iisus le-a arătat oamenilor ceva extraordinar, că Dumnezeu nostru e capabil să privească dincolo de ceea ce vedem noi, că Dumnezeu pătrunde în inimile noastre, binecuvântat să fie El. Amin. Și femeia aceea le-a dat clasă la toți credincioșii, la toți închinătorii în ziua aceea, pentru că uitați-vă la Simon, întâi i s-a iertat și după aceea a iubit, i s-a făcut bine și după aceea l-a chemat pe Domnul în casa lui, dar femeia asta, fără să ierte Domnul, l-a iubit pe Domnul. Ceva extraordinar. O închinătoare de tipul femeii acestea, pe care am înțeles din Sfânta Scriptură că o cheamă Maria, și o închinătoare de tipul fariseului. Un închinător care mereu privește spre ceilalți, ăsta n-are nicio șansă. Și acum, dragii mei, vreau să duc mai departe lucrurile. Se întâmplă uneori la cina Domnului că venim, unii nu iau cina Domnului că nu se socotesc vrednici, și este o atitudine și o extremă care eu o consider greșită, pentru că niciodată, indiferent ce ai face, nu vei putea să fii vrednic. Și apoi există categoria celorlalți oameni care vin la cina Domnului și se socotesc vrednici. O aut o neprihănire din asta în care zic, păi eu n-am făcut așa, și se socotesc vrednici. Vreau să vă spun că amândouă sunt extreme. Dar sunt o categorie de oameni. Spuneam și duminica trecută în biserica de unde fac parte, unde slujesc la cină, sunt o categorie de oameni care, foarte tragic, în momentul în care întind mâna spre trupul și sângele Domnului, stă cu bucățica de pâine în mână, stă cu paharul în care este rodul viței, care în urma binecuvântării capătă valoarea sângelui Domnului Iisus, cu paharul Domnului, dă să-l ducă la gură și în momentul următor îi cade ochii spre fratele sau spre sora pe care el îi consideră nevrednici. Îi judecă și spune cum să ia ăla cina și el e cu paharul Domnului în mână. Vreau să vă spun, în următorul moment, paharul Domnului pentru un asemenea om se transformă în paharul dracilor. Și Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. E atât de important asta. Când vin înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să spun că tu trebuie să fii un închinător adevărat. Un închinător după voia lui Dumnezeu. A doua categorie de oameni, frați și surori, aș vrea să trecem repede, timpul zboară, pe lângă Cain, care a venit să se închine și i s-a posomorât fața și de atunci s-au delimitat două căi de a se închina oamenii. Mai avem un închinător care îl găsim în Sfânta Scriptură și aș vrea să citiți împreună cu mine în 1 Samuel, spune cuvântul lui Dumnezeu, despre o femeie care s-a suit și ea să se închine, o femeie care era foarte amărâtă, o femeie care trecea printr-o suferință foarte grea, și spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce s-a închinat femeia aceasta, în capitolul 1 din 1 Samuel, versetul 18, zice așa, ea a zis, e vorba de Ana, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Și am numit-o pe Ana, dacă pe Cain l-am numit închinătorul care privește spre ceilalți, am numit-o pe Ana închinătorul mereu înțepat de ceilalți.
Femeia asta avea pe cineva care în fiecare zi o înțepa. Dacă citiți împreună cu mine în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 6, zice așa, potrivnica ei, pe nume Penina, o înțepa deseori ca să o facă să se mânie. Ca să o facă să se mânie. Dragii mei, Ana este închinătorul care vine în prezența lui Dumnezeu și pleacă cu fața schimbată. Dar are câteva trăsături închinătorul acesta. Și probabil aici, între dumneavoastră, sunt și închinători de tipul Ana, adică închinători care mereu sunt înțepați de alții. N-aș vrea să vă pun să ridicați mâna, dar probabil vă simțiți. Ei, ce am învățat eu de la Ana și aș vrea să vă transmit dumneavoastră în această dimineață, pentru că e foarte important să înțelegem lucrurile acestea, închinătorul mereu înțepat, totuși, se suie la templu. Niciodată n-a fost moment în care să se suie Elcana și cu familia la templu să se aducă jertfă și Ana, care poate se simțea motivată, atât am înțepat pe Nina săptămâna asta și m-a mâniat, nu mă mai duc la templu acum. Nu mă mai duc la templu, ducă să ia și cu tot neamul ei, ducă să și n-are decât să se închine, m-a supărat atât de tare că astăzi nu mă duc la adunare. În ciuda faptului că era înțepată deseori și provocată să se mânie, femeia aceasta alegea să se suie la templu, indiferent de situație. Doamne, ajută-ne și pe noi! Atât de ușor vine diavolul și zice, de ce să mergi la biserică azi? Doar te-o supărat, doar aceiași oameni. Și îți aduce atâtea motivații și zice, stai liniștit, nu o să piardă nimic, se poate și fără tine. Dar închinătorul care înțelege cu adevărat valoarea închinării, alege să se suie la templu, indiferent de situația în care se află. Doamne, ajută-ne să facem și noi. A doilea lucru, frați și surori, care l-am văzut la Ana, este că femeia aceasta își vărsa inima în fața Domnului printre lacrimi. Închinătorul mereu înțepat de ceilalți, nu se va plânge în fața celorlalți, ci se va plânge doar în fața Domnului. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Nu de puține ori mi s-a întâmplat în viață ca să fiu înțepat. Nu de puține ori. Și de cele mai multe ori reacția firească, naturală, dar nu duhovnicească, a fost să mă plâng la oameni. Știți ce am făcut? Am inflamat mai tare înțepătura. Dar ori de câte ori am ales să plâng înaintea lui Dumnezeu și să vărs inima printre lacrimi, au fost situații în care Dumnezeu de la sine a rezolvat lucrurile și n-a fost nevoie să mai fac ceva. Și zic, binecuvântat să fie Domnul. Poate ești în locul acesta înțepat din diferite motive. Nu știu care sunt motivele pentru care ești tu înțepat. Poate chiar în biserică sunt unii care îți dau așa, pentru că sunt unii care au așa niște aci de finuțe, că știu să le bage atâta de fin și abia după aceea, când veninul începe să se împrăște, realizezi cât de tare te-a mușcat. Poate ești în locul acesta, nu știu. Vreau să spun, alege întotdeauna să-ți verși inima prin lacrimi înaintea Domnului. Și Domnul te va asculta. Binecuvântat să fie Domnul. Dragii mei, dacă am mai văzut ceva la femeia aceasta, la închinătorul de care este mereu înțepat de ceilalți, este că nu se supără când este greșit interpretată. Vedeți, văd la Ana ceva gradual. O înțepa pe Nina, reușea să depășească. Ajunge la templu, începe să plângă și să se roage și culmea, omul care trebuia să fie acolo sub călăuzirea Duhului Sfânt, omul care trebuia să fie acolo reprezentantul lui Dumnezeu care să-i dea o mângâiere, omul acela, preotul Eli, nu numai că nu-i dă mângâiere, nu numai că nu înțelege, dar vine și parcă o și acuză de niște lucruri foarte grave. O interpretează atât de greșit că nu știu dacă ar fi fost vreunul dintre noi să vină la noi, poate într-un moment în care ne simțim rău, într-un moment în care suntem triști, într-un moment în care suntem prin valea umbrei morții, într-un moment al necazului, să vină un slujitor și să nu te înțeleagă și dimpotrivă să apese mai tare. Nu știu câți dintre noi n-am reacționat și nu ne-am revoltat și nu am răbufnit în fața acelui om și nu i-am spune, dar tu, omul lui Dumnezeu, care a trebuit să ai călăuzire, în loc să mă mângâi, tu mai tare mă lovești. Uitați-vă, femeia aceasta înțelege
chiar dacă este greșit interpretată, nu reacționează, nu se revoltă la adresa omului Dumnezeu și cu atâta blândețe, în ziua aceea, schimbă starea omului lui Dumnezeu care nu înțelegea și spune, nu, Domnul meu, eu nu sunt decât o femeie amărâtă. Sunt o femeie amărâtă. Eu, cu atâta blândețe, vorbește că îl schimbă pe el în ziua aceea. Și mă rog ca și Dumnezeu să ne dea și nouă această capacitate, prin atitudinea noastră, să-i schimbăm pe ceilalți. Amin. Doamne, ajută-ne. Amin. Și zice el, du-te și facă-ți-se după cum te-ai rugat. L-a schimbat și pe el. Vreau să spun, în dimineața asta, tu ești aici și tu poți să fii un om care să schimbi pe ceilalți, dar trebuie să-i schimbi în bine. Doamne, ajută-ne. Ce trist este și am cunoscut frați credincioși, așa zici pocăiți, de ani de zile, care de multe ori în urma unui telefon, fraților, surorilor, vă mărturisesc, nu m-a încărcat pozitiv, ci m-au doborât. E dacă de un telefon și-au zis, frate, vreau să spun ceva, și numai mângâiere nu a fost. Ci din potrivă, toată ziua aceea poate n-am fost bun de nimic. Haideți să învățăm și din lucrul acesta ceva. Noi în lumea aceasta, zicea Wurmbrand, putem să fim două categorii, ca două categorii de insecte, asemăna el credincioșii. Unii care sunt ca albinele. Știți unde zboară albinele? În floare. Știți ce adună albinele? Nectar. Ele adună nectar și apoi fac miere, care e bună la gust. Dar există și o altă categorie de insecte, care tot aripi au tot cam așa de mari sunt, și astea sunt muștele. Știți unde se duc muștele? În gunoi. N-ai să vezi musca mergând în floare să caute nectar. Ci întotdeauna musca se va duce în gunoi și acolo e plăcerea ei să caute în gunoi. Vreau să te întreb în dimineața asta. În care categorie ești? Omul care vânează numai gunoaiele? Sau omul care nici nu-i pasă de gunoaie și zici, pe mine mă preocupă cu totul altceva. Doamne, binecuvintează-ne! Să iubim binele. Că așa zice cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți binele, voi cei ce vă temeți de Domnul. Și Domnul să ne ajute. Dragii mei, apoi aș vrea să ajung la un alt închinător. Și acesta este Domnul Iisus. Despre el am citit în pasajul acesta din Luca și spune cuvântul lui Dumnezeu, când Domnul Iisus Hristos a sfii pe munte să se roage, pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței. Este cel mai înalt nivel la care poți să ajungi cu închinarea ta. Vedeți, Domnul Iisus, sunt ferm convins, a venit în lumea noastră ca să ne învețe închinarea. Probabil credeți și dumneavoastră la fel ca mine. Domnul Iisus a venit în lumea noastră ca să ne învețe închinarea corectă înaintea Tatălui. Slăvit să fie numele Lui. Dacă vrei să iei pe cineva ca model de închinare, poți să-L iei pe Domnul Iisus. Închinătorul peste care Dumnezeu își revarsă slava. Și dacă doresc ceva ca ori de câte ori vin la închinare, este ca Dumnezeu să reverse slava Lui peste mine. Amin. Să reverse slava Lui peste toată biserica în dimineața asta. Și când plecăm de aici, să plecăm plin de slava Lui Dumnezeu, că slava Lui Dumnezeu e frumusețea Lui Dumnezeu. Când te transformi în Hristos, când vin în biserică și ai venit într-un fel și ai plecat schimbat, ai plecat modelat de Duhul Sfânt prin cuvânt, mai aproape de Domnul Iisus și mai asemeni în caracter cu El. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ce trist este că mulți oameni pleacă de la închinare triști. Nu vi s-a întâmplat? Să pleci posomorât, să pleci supărat. Știi de ce? Pentru că n-ai cunoscut închinarea reală în ziua aceea. Dar ori de câte ori te vei întâlni cu Hristos într-o închinare reală, peste tine trebuie să se coboare slava lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută la lucrul acesta. Dragii mei, sunt câteva lucruri care trebuie să le împlinim ca Domnul să poată să-și reverse slava Lui peste noi. Nu peste oricine Domnul revarsă slava. Și închinarea aceasta, acestui închinător peste care își revarsă Dumnezeu slava, pe care Domnul Iisus a vrut să ne-o exemplifice, este o închinare, ascultați-mă, care trebuie să aibă întotdeauna confirmare de primire. Este închinarea ta o închinare care primește confirmare de primire de la Dumnezeu? Cum ar fi să mă duc la poștă, nu știu la dumneavoastră cum se practică, probabil la fel, să trimit o recomandată și să nu mai primesc înapoi o confirmare de primire. A fost cineva la care a ajuns recomandata la destinație, a semnat acolo pe un cupon, am primit, a semnat și ăla se întoarce la mine. Și eu sunt bucuros că ceea ce am trimis
a fost și primit. Vreau să vă spun că noi avem de-a face cu un Dumnezeu viu, mărire Lui. Un Dumnezeu care trăiește și un Dumnezeu care confirmă închinarea omului. Ne uităm în Scriptură la câteva exemple și aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră pe Daniel. Un om care închinarea lui a fost confirmată de Dumnezeu. Omul acesta a început să se roage, să caute fața lui Dumnezeu și după vreo 21 de zile vine înaintea lui îngerul Gavril și îi mărturisește spunându-i așa: Daniel, om prea iubit și scump, rugăciunea ta a fost ascultată de când? Încă de când ți-a ieșit primul cuvânt din rugăciune, Dumnezeu a ascultat. O confirmare de primire. Apoi îl găsesc în cuvântul lui Dumnezeu pe David. Omul acesta a făcut multe greșeli în viața lui și una dintre greșelile care a făcut-o a fost că a numărat poporul. A făcut numărătoarea poporului, a venit Ioab și a zis: omul, drag, domnul meu împărate, nu fă numărătoarea aceasta să-i înmulțească Dumnezeu de 1000 de ori, nu fă lucrul ăsta, că nu-i bine. N-a fost atent la semnale, n-a luat atenție la semnalele care veneau spre el și face numărătoarea. Și după ce face păcatul acesta, Dumnezeu se înfățișează înaintea lui și spune: acum alege din astea trei. Că acum tu trebuie să fii pedepsit și poporul împreună cu tine. Alege David să fie în mâinile lui Dumnezeu, vine ciuma și după ce vede pe îngerul lui Dumnezeu, David acolo în area lui Arauna, Ebusitul, vrea să aducă o jertfă Domnului. Omul acesta primește de la Arauna carul, primește boii, construiește altarul, așează lemnele, pune deasupra boii, se trage un pas în spate și zice ca semn că Dumnezeu primește ceea ce fac. Dumnezeu să confirme. Vreau să vă întreb în ziua aceea, a confirmat Dumnezeu sau nu? Dumnezeu a coborât foc din cer. Îl vedem pe Ilie apoi, un alt om al lui Dumnezeu care la fel, stând în fața 850 de preoți idolatri, el singur, un popor de partea lui Ahab și a lui Baal, el singur construiește altarul, așează deasupra jertfa, toarnă și apă, face un pas în spate, face o rugăciune și zice: Doamne, fă să se cunoască astăzi în Israel că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și că eu sunt slujitorul Tău. Și în următorul moment, știi ce face Dumnezeu? Confirmă, trimițând foc. Ori de câte ori preoții în Vechiul Testament... Aș vrea să vă citesc, dragii mei, important lucru acesta în Levitic. Era o lege lăsată de Dumnezeu. Levitic, capitolul 9, înțelegem mai bine dacă vom citi, versetul 6. Uitați-vă ce promite Dumnezeu preoților care aduceau jertfe lui Aron și fiilor lui, ce le promite Dumnezeu în versetul 6. Moise a zis: să faceți ce a poruncit Domnul și vi se va arăta slava Domnului. Acum eu înțeleg din Sfânta Scriptură, conform celor spuse de Petru, că fiecare dintre noi suntem chemați să fim ce? Preoți. Voi sunteți o seminție aleasă. Voi sunteți un neam de preoți. O preoție sfântă, chemată de Dumnezeu să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. Suntem sau nu suntem preoți? Amin? Aveți credință că atunci când vă rugați, rugăciunea dumneavoastră ajunge în prezența lui Dumnezeu? Cât ați primit confirmare de primire? Cât ați primit confirmare de primire? Dacă ai un Dumnezeu viu, dacă ai un Dumnezeu real, dacă ai un Dumnezeu care îți ascultă rugăciunea, dragul meu și dragă soră, vreau să spun în dimineața asta, Dumnezeu poate să confirme că tu te-ai rugat cu adevărat Lui. Binecuvântat să fie. Metodele prin care o confirmă sunt ale Lui. Metodele prin care arată lucrul acesta și una dintre metodele prin care știi că ești în voia lui Dumnezeu este pacea din inimă. Vi s-a întâmplat vreodată ca să vă rugați tulburați și apoi să simțiți o pace? Să fiți copleșiți de o pace? De prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt vi s-a întâmplat? E semn că a fost confirmată primirea rugăciunii dumneavoastră. Doresc în această dimineață ca Dumnezeu să ne facă acei închinători serioși care să nu ne lăsăm până nu primim confirmarea că rugăciunea noastră a fost primită. Amin? Amin. Ilie se roagă și Domnul coboară foc. Dar apoi Ilie se duce împreună cu Elisei aproape de mare, se roagă o dată, se roagă de două ori, se roagă de trei ori
și tot trimite, parcă devenea penibil deja. Ilie în rugăciunea lui îi zice slujitorului, du-te și vezi, niciun nor, nimic. Și zice, nimic, stăpâne. Și se roagă și a patra oară Ilie, se roagă și a cincea oară Ilie și iar întreabă, zice, nu se ridică nimic, niciun semnal. Și zice slujitorul, stăpâne, îmi pare rău, niciun semnal, nimic. Se roagă a șasea oară, se roagă a șaptea oară. Și a șaptea oară Dumnezeu confirmă și vine slujitorul, zice, stăpâne, Dumnezeu din cer a ascultat rugăciunea. S-a ridicat un nor de mărimea unei palme. Și când a văzut norul acela de mărimea unei palme, a strigat Ilie, spune lui Aham să se ducă acasă, că vine o ploaie mare. Ăsta e Dumnezeu nostru. Ai confirmare de primire? Îl experimentezi în fiecare zi? Trăiești cu El în fiecare zi? Pentru că vreau să vă spun, închinarea trebuie să te împodobească cu slavă. Întotdeauna, închinarea reală trebuie să te împodobească cu slavă. Doamne, ajută-ne! Se roagă Solomon la templu, cere prezența lui Dumnezeu peste închinarea lor, închină casa aceea lui Dumnezeu și în următorul moment spune cuvântul lui Dumnezeu că slava lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu s-a coborât peste casa aceea, a umplut templu, atât de puternică era prezența lui Dumnezeu în templu, că cei 120 de preoți care cântau și slăveau pe Dumnezeu n-au mai putut să stea acolo. Așa de prezent era Dumnezeu. Este Dumnezeu la fel prezent în biserica sa? Dragii mei, eu vă provoc cu întrebări serioase în dimineața asta. Aș fi putut să vin în locul acesta și să vă spun, să vă explic și să, nu știu, o predică într-o anumită direcție, dar Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit în direcția aceasta ca să ne reamintim că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat. Amin? Amin. Și Dumnezeul nostru are pretenția ca închinătorii Lui să fie închinători adevărați în Duh și în adevăr. Noi nu ne închinăm să mai parcurgem 3 ore duminică dimineață. Noi nu ne închinăm să mai parcurgem 2 ore duminică seara sau în alte zile peste săptămână. Noi ne închinăm ca să fim umpluți de slava lui Dumnezeu, când ne ridicăm de pe genunchi, să fim plini de Duhul Sfânt și de putere. Biserica lui Hristos este favorizată față de evrei. Peste ei venea slava lui Dumnezeu și echina undeva doar peste chivotul mărturiei și marele preot o vedea odată pe an. Atât. Biserica lui Dumnezeu trebuie să experimenteze slava lui Dumnezeu în fiecare zi. De asta citim în Faptele Apostolului și pentru că pentru noi e ceva deosebit, că ori de câte ori își plecau genunchii, ucenicii se rugau, se cutremura locul unde erau ei și Dumnezeu îi umplea de Duhul Sfânt și de putere. Oare e o realitate de acum 2000 de ani sau trebuie să fie și în vremea noastră? Frați și surori, trebuie să fie și în vremea noastră? Și unde-i vina? Știți unde? Noi nu suntem închinători reali. Noi nu suntem închinători cu adevărat după voia lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să ne schimbăm închinarea. Doamne, ajută-ne! Aș vrea în această dimineață să vă provoc să vă închinați când vă închinați în casa Domnului sau în casa dumneavoastră sau la locul de muncă, unde sunteți și când vă închinați, să fiți acei oameni care atât de mult să perseverați, cum a zis Iacov, Doamne, nu te las până nu mă binecuvintez. Doamne, vin cu durerea mea înaintea Ta, vin cu necazul meu, cu frământarea, cu îngrijorarea, cu stresul, cu depresia, cu problemele, cu frământările, că nu știu ce voi face mâine, că va veni și nu știu ce se va întâmpla. Și când vin în fața Ta, în fața unui Dumnezeu viu, atâta stau înaintea Ta până îmi schimb starea. Și după ce primesc confirmare în urma credinței mele și în urma închinării mele, plec fără nicio grijă. Că problema mea am încredințat-o în mâna celui care poate să poarte de grijă. Ăsta e Dumnezeu binecuvântat să fie. Și când pleci de aici, trebuie să pleci cum? Cu fața schimbată, plin de bucurie. Și când te vor întreba oamenii pe drum, din nou să continui evangelizarea. Și să zică oamenii, dar ce cu tine așa de bucuros? Într-o lume în criză, tu plin de bucurie. Eu nu am nicio criză. Pentru că eu toate nevoile le-am încredințat în mâna unuia care poartă de grijă. Binecuvântat să fie. Dacă ești un om îngrijorat, tu n-ai un Dumnezeu viu. Dacă ești un om care te frământ, tu n-ai un Dumnezeu viu. Dacă ești un om preocupat în fiecare zi ce să faci și cum să faci, tu nu ai un Dumnezeu viu. Când ai un Dumnezeu viu, îl binecuvintezi, că zice cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 69, binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara. Binecuvântat să fie El. Ziceți în dimineața asta, binecuvântat să fie Domnul, că zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Că
Când ai un asemenea Dumnezeu, te pleci în rugăciune cu bucurie, că El deja știe problemele tale. Zice David, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. Auziți la el, el venea cu bucurie de acasă. Unii vin supărați de acasă, pleacă supărați de aici. Unii vin bucuroși și pleacă supărați de aici. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute de ei să plecăm toți bucuroși. Amin? Mai departe zice cuvântul lui Dumnezeu, zice, strigați de bucurie către Domnul. Să mergi strigând de bucurie. Să mergi lăudând pe Dumnezeu. Să mergi plin de veselie, că tu ai un Dumnezeu mare. Pe cât de mare ți este bucuria, pe atât de mare e Dumnezeul tău. Pe cât de mare e credința ta, pe atât de mare e Dumnezeul tău. Pe cât de mare este credincioșia ta față de El, pe atât de mare e Dumnezeul tău. În funcție de cum ți s-a revelat, așa te raportezi la El. Ori Dumnezeul nostru, vreau să vă confirm și să vă spun, este un Dumnezeu măreț. Haideți să-L privim așa din dimineața asta. Când dăm o cântare care spune, El purtata pe umerii Săi povara lumii. El poate lua chiar acum povara ta. De ce să pleci, cântă fratele Daniel o cântare, de ce să pleci cum ai venit? De ce să pleci trist? Dacă ai venit cu povară, de ce să nu pleci cu siguranță că ai lăsat povara la crucea Domnului și acum pleci fără ea, că e unul care ți-o poartă? De ce să nu te culci la noapte în cea mai profundă liniște și să zici, cum zicea psalmistul, eu mă culc și adorm în pace, că și numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de care? De plină în așternutul meu. Avem un Dumnezeu care poate, binecuvântat să fie El. Dar să ne încredem în El, să le lăsăm înaintea Lui și să zicem, Doamne, vreau din dimineața asta să fiu un închinător real. Nu ai nevoie de un munte ca să mă duc să mă închin? Tu n-ai nevoie de un Ierusalim unde e un templu să mă duc să mă închin? Tu ai nevoie de inima mea. Tu ai nevoie să mă plec în inima mea în această dimineață și să zic, Doamne, Te recunosc pe Tine în toate căile mele. De mâine încolo, în toate căile Te recunosc. De azi înainte, la fiecare pas, vreau să-L fac doar cu Tine. Și dacă e un pas care îl fac greșit, nu mă lăsa să-L fac, Doamne. Și fiecare pas care vreau să-L fac de azi înainte, vreau să fie doar cu Tine. Pentru că, dragii mei, cu El este cel mai bine. Fără de El, suntem cei mai nenorociți oameni. Vă provoc să vă ridicați în picioare și dumneavoastră. Și în următoarele momente aș vrea să ne rugăm din toată inima lui Dumnezeu și să zicem, Doamne, de atâtea ori m-am închinat de formă. De atâtea ori am privit la fratele meu, am privit la sora mea, am privit la închinarea lor și am uitat să mă închin eu, Doamne. De atâtea ori m-am poticnit în cei de lângă mine și n-am putut să-i schimb prin faptul că m-am poticnit. De atâtea ori am judecat pe cei de lângă mine și nu m-am oprit aici, Doamne. I-am invidiat, am fost gelos și poate de multe ori în mintea mea chiar i-am ucis. Dar vreau în dimineața asta, Doamne, să mă întorc la Tine. Vreau să mă înveț închinarea reală. Vreau să mă înveț închinarea adevărată, în duh și în adevăr. Și indiferent ce se va întâmpla de acum în jurul meu, că vor cădea 10.000 la stânga, că vă cădea 1.000 la dreapta, eu vreau să rămân sub ocrotirea Ta, Doamne. Eu vreau să mă închin numai Ție. Și facă Dumnezeu în dimineața asta, toți câți veți pleca din locul acesta, împreună cu mine, să plecăm oameni plini de bucurie, plini de slava și frumusețea lui Dumnezeu. Intrăm în rugăciune și ne închinăm din toată inima.